Pe 12 noiembrie au fost sfințite cele trei clopote care vor fi montate în turnul Unirii de lângă Biserica Nașterea Maicii Domnului. Pe data de 1 decembrie, clopotele vor suna pentru prima dată. Clopotele cântăresc 100, 200 și respectiv 337 de kilograme, având inscripționate fiecare câte un text și o ornamentație în partea de sus cu un brâu care simbolizează Hora Unirii. La turnul Unirii de lângă Biserica Nașterea Maicii Domnului s-a montat deja o cruce înaltă de 3,5 metri care a fost sfințită pe 23 august. Turnul Unirii este ridicat în memoria eroilor români care au înfăptuit Marea Unire. Crucea era ultima piesă din construcția Turnului Unirii. Monumentul este închinat tuturor eroilor români care au înfăptuit Marea Unire, fiind realizat de arhitectul Doru Olaș. Construcția a început în 2018 și se va inaugura anul viitor, în luna iunie, când se vor împlini 100 de ani de la conferința de la Trianon, când s-a consfințit Marele Act al Unirii.